Da, da, da. Da, 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 da. Da, da. Și că nu a venit? Da. La conferința de presă de astăzi vreau să vă prezint în primul rând o reacție la declarația pe care am prezis de aseară. Și după aceea o temă absolut nouă și care cred eu că este foarte importantă pentru România. Reacția la Traian Băsescu. Și bineînțeles, să încerc de fiecare dată, Traian Băsescu continuă lupta împotriva poporului român. Ca lucrurile să fie foarte clare și ferme. Traian Băsescu a afirmat că în România trebuie să se reducă 100.000 de locuri statale, paturi de spital. În condițiile în care numărul total de paturi din spitalele din România este de, reține cifra, 129.524 la 31 decembrie 2011, propunerea lui Traian Băsescu ar însemna practic desfințarea sistemului spitalice sanitar și condamnarea a milioane de oameni, de români, la suferință, rămânând în sistem practic 29.000 de paturi de spital. Media europeană este de 5,61 paturi de spital la 1000 de locuitori, iar în România, la 31 decembrie 2011, avem o medie de 5,88 paturi de spital la 1000 de locuitori. Prin desfințarea celor 100.000 de paturi pe care le propune președintele suspendat Traian Băsescu, se va ajunge la o medie de 1,34 de spital la 1000 de locuitori. După opinia mea, declarațiile lui Traian Băsescu sunt halucinante. Pentru că ori nu are habar de ce se întâmplă în sistemul sanitar și ajunge cu cifrele propuse în zare, ori ne dovedește încă o dată că este un conducător care nu iubește poporul, pentru că el, de fapt, după cum toată lumea cunoaște, nu face decât să taie pensii, salarii, să trească de reață. Cu alte cuvinte, încerc să spun în încheierea acestui mesaj, dragi români, veniți la vot. Eliminați-i pe prea cinstitul Traian Băsescu. Personajul cel mai negativ din politica românească. Referendumul din 29 iulie se referă, de fapt, la lupta dintre poporul român și Traian Băsescu. Și acum, tema în premieră pe care o anunțam și care cred eu că este cel mai important subiect de ziua de astăzi, este acest document. Și o să rog camerele să se concentreze ca să poată să vadă ce este acest document. Și anume, este plângerea penală pe care Uniunea Social-Liberală din grupurile parlamentare din Camera Deputaților a depus-o astăzi sub numărul 13.098 la parchetul de penal pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care se cere începerea urmăririi penale împotriva 15 persoane, și anume președintele suspendat Traian Băsescu, fostul prim-ministru Emil Boc, europarlamentarii PDL Monica Macovei și Cristian Pena, fostul prim-ministru Mihai Răzvan Munteanu, președintele PDL Vasile Blaga, deputați Sever Coinescu, Cezar Preda, Cristian Păureanu, Anca Boagiu, Gianluca Pulcan, Nicușor Pădurariu, Ioan Oltean, fostul consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu și fostul consilier de stat Andreea Paul. Cele 15 persoane au săvârșit fapte de denigrare și de răspândire de informații false printr-o manipulare grosolană a opiniei publice, a organismelor europene și internaționale, a partenerilor interguvernamentale, a mediului public, a mass media internațională și internă și a personalităților europene cu privire la situația din România. Acest
aceste persoane au făcut afirmații referitoare la coloritură de stat, cum zic primele, și aici cităm din Băsescu, Pop, Monica Macovei, Ungureanu, etc., la o așa zisă mineriată, la distrugerea statului de drept, la acapararea justiției, la schimbarea procurorilor șef de la pachetul general de la DNA, la suprimarea funcționării unor instituții fundamentale, la răsturnarea democrației, etc. În acest sens, este de notorietate declarația Monicei Macovei, care solicită organismelor europene în mod expres suspendarea dreptului de vot al României în Consiliul European, în baza articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acțiunile celor 15 persoane îndreptate împotriva României intră sub incidența codului penal, articolele 165 și 168.1. De asemenea, aceste persoane au încălcat în mod grav Constituția României, respectiv articolul 30 al alineatul 7, care spune, și citez, sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii. Declarațiile publice au dus la împiedicarea activității autorităților publice române, prin intimidarea lor și supunerea lor presiunii internaționale, având drept consecință crearea unei stări de pericol pentru economia națională. S-a periclitat siguranța economiei naționale, stabilitatea monedei, siguranța statului, credibilitatea țării și încrederea investitorilor în România. Așteptăm ca procurorii de la pachetul general să înceapă imediat investigațiile în acest caz. Așteptăm să-i vedem pe Băsescu, Foc, Mureanu, Macovei, să dea declarații la pachet. Așteptăm să vedem dacă se mișcă ceva în acest caz cu justiția independentă a lui Băsescu. Așteptăm această probă de independență a instituției Procuraturii conduse de doamna Chioveși și de domnul Moreau. Acestea au fost lucrurile care vreau să le răspund, dacă sunt întrebări. Bănuiesc că sunt azi de clar că nu sunt. Bănuiesc că această plângere penală nu va lua apetitul de discuție. Nu. Ok. Vă mulțumesc că zic lucrurile. Plângerea penală la sediul privat al domnului Traian Băsescu, pentru că acel sediu este un sediu privat. Da? Nu este o instituție publică. Nu este o instituție recunoscută în stat. Este o acțiune ilegală. Și că, logic, SDS-ul și-a depășit atribuțiile și că trebuie retrase echipamentele care au fost montate acolo. Dar este că decizia va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul care, în acest moment, din câte știu, este în cerință. Când va termina, oare că vom afla și o decizie pe care o să o ia acest consiliu. În privința plângerilor penale, plângeri colective, e o singură plângere penală cu 15, din punctul meu de vedere, tot tuitori. Așa le numesc în acest moment. Tot tuitori. Până când parchetul va începe urmărirea penală și poate veni în tur pas. Și ce dovezi? Le găsiți în textul plângerii penale toate aceste dovezi pe care noi le-am încadrat în cele două articole din codul penal și, respectiv, acel articol cu Constituție pe care vi l-am sugerat. Textul în format electronic îl găsiți la biroul de presă al USR. Și de acolo vă puteți culege tot ce doriți dumneavoastră ca să informați cât mai corect publicul și opinia publică. Mulțumesc!